Bună ziua! Dacă cineva se poartă urât cu dumneavoastră sau dacă aveți sentimente de vinovăție, poate că am câte o soluție pentru aceste două probleme. Odată dacă cineva se poartă urât cu dumneavoastră, poate că ar fi bine să scoateți în evidență acea calitate sau acele calități pe care acea persoană care se poartă urât cu dumneavoastră le respectă. Pentru că noi, oamenii, nu avem o singură calitate, avem mai multe. Și dacă acea persoană se poartă urât cu noi, poate se va purta ceva mai frumos dacă scoatem în evidență acea calitate sau acele calități pe care persoana care se poartă urât cu noi le respectă. În privința sentimentelor de vinovăție sau a sentimentului de vinovăție, e bine să înțelegem că nu trăim într-o lume perfectă, așa că dacă avem sentimente de vinovăție, mai ales dacă sunt mari, e bine să ne gândim la acest lucru. Nu trăim într-o lume perfectă și dacă am greșit mult în trecut, de acum încolo, putem să schimbăm ceva în bine. Nu e nevoie să fim perfecți. Putem să trăim într-o lume perfectă, care de fapt nu este perfectă, în sensul că ne simțim bine, chiar dacă se mai întâmplă și unele lucruri rele, uneori și nouă, mai mici, ceva mai mari. Ideea e să ne mai și ferim de probleme, că dacă ne băgăm așa singuri în probleme, chiar că ce putem să mai spunem, dar dacă ne ferim așa cât de cât de probleme, este foarte bine. Așa că nu e bine să ne învinovățim prea mult, ba chiar putem să ne iertăm pe noi înșine pentru problemele care le-am creat altor persoane sau probleme pe care le-am creat noi nouă înșine, putem să ne iertăm pentru greșelile din trecut, noi, chiar noi putem să ne iertăm și să ne propunem ca din prezent, spre zilele ce vor urma și spre ceea ce vom face de acum încolo, să facem lucrurile ceva mai bine. Nu putem să depunem eforturi mari în fiecare zi, facem și noi ce putem. O zi bună să aveți, o zi frumoasă să aveți!